Bună seara, Florin. Hai să începem discuția direct. S-a terminat cu titlul? Bună seara. Da, este o distanță, dacă ei vor câștiga, va fi o distanță mare, dar noi vom încerca să câștigăm fiecare meci, pentru că și astăzi, părerea mea, că nu meritam să pierdem. Dar așa este în fotbal. Câteodată intră, câteodată nu. O surpriză destul de mare, acest rezultat. Da. Ținând cont că voi aveați tot lotul valid, Craiova venea după aceea Viroză. Da, nu contează Viroza. Am avut ocazii imense. Dacă puteam să marcăm lejer astăzi 2-3 goluri. Chiar a contat în mentalul vostru acest lucru, toate informațiile care veneau dinspre Craiova, că ei nu sunt 100%? Nu. Nu ne-am gândit la așa ceva, ne-am gândit să jucăm cum o facem noi, să combinăm și să reușim să marcăm. Din păcate, în seara asta nu am reușit. Ei, nu știu, au ajuns de două ori la poartă, ne-au dat două goluri. Asta este. Ați fost la vreun capitol depășiți? A fost ceva ce a făcut diferența în afară de... La goluri, atât. Atât? Cred. Da, cred că da. Cele două faze de arbitraj cum se poartă din teren? Golul vostru anulat și penaltiul acordat la contactul dintre Iulian Cristea și Andrei Ivan. Da, nu știu, nici nu m-am uitat pe imagini. Primul golul nostru, din ce am înțeles de la arbitru, a fluierat fault în atac. Nu știu dacă a fost, nu mai contează asta. Am avut acele situații în care puteam să marcăm și probabil dacă egalam până minutul 65, reușeam să câștigăm. Cum a fost această perioadă pentru tine? Convocat la echipa națională, apoi ai fost confirmat cu COVID, apoi ai făcut un nou test? Da. Din păcate am făcut test, am ieșit pozitiv, nu aveam nicio simptomă. După am făcut iar test și am ieșit negativ. Nu am mers în Israel pentru că acolo trebuia să facem din nou test și puteam să ies acolo pozitiv. În cine vă pune speranțele că îi pot încurca pe cei de la CFR Cluj? Nu știu. Trebuie să ne punem speranțele în noi, să ne gândim că putem câștiga... Dar nu mai sunteți la mâna voastră acum. Da, cu siguranță, mai sunt multe meciuri, se pot încurca și eu odată, dar trebuie să câștigăm noi toate meciurile. Este destul de greu, dar vom încerca. Te văd foarte dezamăgit, la fel era și Iulian Cristea mai devreme la microfon. Vorbim de mulți ani aici, da, ești de mulți ani la FCSB, nu ai câștigat niciun titlu, parcă o senzație de deja vu. Simți acest lucru, că lucrurile se îndreaptă încă o dată spre această direcție? Da. Dar să nu uităm că în acest sezon CFR-ul a făcut un sezon fantastic. Uitați câte puncte au făcut. Cred că este record de când este sistemul acesta play-off, play-out. Din păcate nu am reușit să ținem pasul cu ei. Asta este. Am început prost sezonul. Sper să ne consolidăm locul 2 și vom vedea. Crezi că vei mai lua vreun titlu cu FCSB-ul până vei pleca? Nu știu. Nu pot să-mi dau părerea, dar cred. Eu sper ca la anul să facem și noi un sezon cum au făcut cei de la CFR anul acesta și să câștigăm. Mulțumim!